Insula misterioasă, pista 11. Dar Pencroff era de părere că ei depășiseră cu mult pe robinzonii de odinioară, care așteptau ca toate să capete dezlegare doar printr-o minune. Și într-adevăr, ei aveau foarte multe cunoștințe și omul care știe reușește, și acolo unde alții ar lânțezi și ar pierde inevitabil. În cursul acestor lucrări se distinse Herbert. Era inteligent și muncitor, înțelegea repede, lucra bine și Cyrus Smith se simțea din ce în ce mai legat sufletește de acest copil. La rândul său, Herbert îl iubea și îl respecta pe inginer, iar Pencroff, care observase totul, se bucura. Neb era tot Neb. El era ceea ce fusese totdeauna, curajul, zelul și devotamentul în persoană. Și el, ca și Pencroff, avea o mare încredere în inginer. Cât despre Gedeon Spilett, nici el nu se dea înapoi de la muncă și nu era chiar cel mai neîndemânat spre marea mirare a marinarului. Pencroff se minuna că ziaristul nu era numai hager la minte, dar știa să lucreze când era nevoie. Scara fu instalată în ziua de 28 mai. Ea avea numai puțin de 100 de trepte și Cyrus Smith, folosind o ieșitură a falezei așezată la mijlocul drumului, pe distanța de 80 de picioare în înălțime, fixă prima parte a scării pe această ieșitură, iar de aici încolo fixară partea a doua. În felul acesta, urcușul deveni mult mai ușor. De altfel, Cyrus Smith se gândea ca mai târziu să instaleze un ascensor hidraulic ca să evite oboseală și pierderea de vreme a locuitorilor case de granit. Pionierii se obișnuiră repede cu scara. Erau destul de sprinteni, iar Pencroff, ca un brav marinar, deprinsese casele pe catargii, învăța cum să o folosească. Dar ce era de făcut cu Top? Bietul animal cu cele patru labe ale sale nu era apt pentru un astfel de exercițiu. Pencroff se dovedi însă un maestru atât de sârguincios încât și Top învăță să se urce pe scară, așa cum fac câinii la circ. Nu se poate ști dacă marinarul era mândru de elevul său, însă de nenumărate ori Pencroff urcă scara ducându-l în spinare, ceea ce îi prindea foarte bine lui Top. În toiul acestor lucrări care merseră atât de repede, se îngrijiră și de problema hranei, căci se apropia iarna. În fiecare zi, reporterul și Herbert, în seama cărora rămăsese aprovizionarea coloniei, își petreceau câteva ceasuri vânând. Deocamdată ei nu colindau decât pădurea Jacamarului, în stânga râului, căci din lipsă de barcă și de pod, râul mers încă nu putuse fi trecut. Uriașele păduri cărora li se deduse numele de Far West rămăseseră neexplorate, dar pădurea Jacamarului era destul de bogată în vânat. Canguri și porcii mistreți se găseau în cantitate mare, iar bătele ghintuite la un capăt, arcurile și săgețile vânătorilor făceau minuni. Ba mai mult încă, Herbert descoperi spre sud-vest o crescătorie naturală de iepuri, un fel de luncă puțin umedă, unde creșteau sălci și ierburi aromatici care îmbalsămau aerul și care plac răzătoarelor. Reporterul socotică că de vreme ce aceste plante sunt o hrană pentru iepuri, ar fi de mirare ca ei să lipsească. Până una alta, Herbert făcu o mare provizie de plante medicinale și când Pencroff îl întrebă la ce servește această recoltă, tânărul răspunse: ca să ne tratăm cu ele când vom fi bolnavi. Dar de ce să fim bolnavi dacă tot nu există doctori în insulă? Răspunse Pencroff serios. Argumentul acesta rămase fără răspuns, dar tânărul continuă să adune ierburi care erau binevenite la casa de granit, cu atât mai mult cu cât descoperi și o plantă asemănătoare ceaiului. În sfârșit, într-o bună zi, după multă căutare, cei doi vânători descoperiră sălașul iepurilor. Pământul era sfredelit ca o strecurătoare. Vizuind, strigă Herbert. Văd, răspunse reporterul. Să fiu oare locuite? Asta rămâne de văzut. Răspunsul veni repede. Într-o clipă, câteva sute de mici animale, care semănau cu iepuri, începură să alerge în toate direcțiile atât de repede, încât Top nu fu în stare să le ajungă. Câinele și vânătorii alergară cât putură, dar micile rozătoare le scăpară. Reporterul era însă hotărât să nu se lase până ce nu va prinde cel puțin vreo 6 iepuri. Deocamdată ei erau destinați cămării de provizii, dar se gândea să și domesticească alții mai târziu. Dacă ar fi avut câteva lațuri întinse la intrarea vizuinilor, ce ușor i-ar fi prins. Dar deocamdată nu aveau nici lațuri și nici cu ce să le facă. Se mulțumire să scotocească fiecare vizuină cu un băț și să încerce să aștepte cu răbdare, doar vor lovi un iepure. În sfârșit, după o oră de cotrobăială, izbutire să pună mâna pe patru rozătoare. Erau niște iepuri care semănau cu fraților din Europa și care erau cunoscuți îndeoște sub numele de iepuri americani. Rezultatul vânătorii fu adus la casa de grani și servit la cină. Locuitorii vizuinilor nu erau de disprețuit, fiind cât se poate de gustoși. Coloniștrii noștri găsiră acum un izvor nesecat de aprovizionare. În ziua de 31 mai, zidurile despărțitoare erau gata. Le mai rămăsese doar să mobileze camerele, lucru pe care aveau să-l facă în lungile zile de iarnă. În camera care servea de bucătărie, ei amenajară o vatră. Coșul dădu mult de lucru coșarilor improvizați.
Cyrus Smith găsi că lucrul cel mai simplu era să-l facă din teracotă. Fiindcă nu era cu putință să-l tragă până la platoul superior, făcură o gaură în granit deasupra ferestră de la bucătărie și în această deschizătură îmbucară coșul ca un simplu burlan. Se așteptau ei ca acest coș să fumege când va bate vântul de la est, dar aceasta nu se întâmpla prea des, așa că n-avea un cotro și nebă bucătărul nu se simchisea de acest lucru. Când aranjarea camerelor fu gata, inginerul se apucă să astupe intrarea exterioară a fostului canal, care știm că dădea pe malul lacului. Ei rostogoliră bucăți de stâncă în fața deschizăturii și le cimentară bine. Dorința inginerului de a înneca această intrare sub apele lacului nu putea fi încă îndeplinită. Totuși se mulțumi să o ascundă cu ierburi, arbuști și bălării pe care le plantară între crăpăturile stâncilor și care aveau să crească în primăvară. Se folosi însă de canal pentru a duce la noua locuință un mic șuvoi de apă dulce și astfel casa de granit primea în fiecare zi 100 până la 120 de litri de apă limpede și curată de izvor, de care nu avea să ducă lipsă niciodată. În sfârșit totul fu gata. Era și timpul, căci vremea a început să se strice. În așteptarea geamurilor pe care aveau să le fabrice, inginerul făcu niște obloane groase care închideau ferestrele fațadei. Gedeon Spirit împodobise foarte frumos ferestrele caselor cu flori și plante. Locuitorii acestei case sănătoase și sigure aveau de ce să fie mulțumiți. Ferestrele oferau privirilor un orizont nesfârșit de larg, cuprins între capurile celor două mandibule la nord și capul Ghearii la sud, iar în fața lor se întindea priveliștea minunată a Golfului Uniunii. Da, pionierii aveau de ce să fie mulțumiți și Pencroff nu continua lăudându-și apartamentul de la etajul 5. Capitolul 20. Anotimpul ploilor. Problema îmbrăcămintei. O vânătoare de foci, fabricarea lumânărilor, se amenajează interiorul casei de granit. Cele două podețe, o vizită la bancul de stridi, ce găsește Herbert în buzunarul său. Odată cu luna iunie a început și iarna. Această lună corespunde cu luna decembrie din emisfera boreală. Ploile și vijeliile nu mai conteneau. Acum, locuitorii casei de granit erau în măsură să prețuiască și mai mult foloasele unei locuințe în stare să-i apere de intemperii. Căminul ar fi constituit un adăpost șubred împotriva iernii și afară de aceasta putea să fie inundat de fluxuri. Cyrus Smith lua chiar oarecare măsuri pentru a pune la adăpost fierăria și cuptoarele pe care și le instalaseră acolo. În tot cursul lunii iunie, ei făcură diferite lucrări fără a neglija însă vinătoarea și pescuitul, așa încât rezervele cămării erau tot mai îmbelșugate. Pencroff își propusese să meșterească în timpul liber niște capcane, de pe urma cărora urmau să tragă mari foloase. Pentru iepuri făcuse câteva lațuri din fibre trainice și nu era zi în care să nu prinde câțiva. Neb nu prididea să afume și să pună în țara mură diferite cărnuri care se păstrau astfel foarte bine. Începură să discute foarte serios problema îmbrăcămintei. Pionierii nu aveau alte veșminte decât acele pe care le purtau în clipa în care balonul îi azvârlise pe insulă. Acestea erau haine destul de călduroase și trainice pe care le întreținuseră cât se poate de bine, ca și rufăria lor de altfel, dar care vor trebui odată înlocuite, mai ales că pe o iarnă aspră nu puteau să le țină prea cald. Deocamdată imaginația lui Cyrus Smith nu putea schimba situația. El făcuse față nevoilor mai gramnice, clădise casa, se ocupase de aprovizionarea și păstrarea alimentelor, dar frigul avea să-l surprindă înainte ca problema îmbrăcămintei să fie rezolvată. Trebuiau deci să se resemneze și să petreacă această primă iarnă cum vor putea. La primăvară aveau să înceapă vânătoare de mufloni, a căror prezență fusese semnalată cu prilejul explorării muntelui Franklin și din lena lor inginerul va ști desigur să facă stofe călduroase și trainice. Cum? Se va gândi el. Atunci nu avem altceva de făcut decât să mai stăm pe lângă vatră la casa de granit, spuse Pencroff. Dispunem de combustibil din belșug și nu avem niciun motiv să facem economie. De altfel, adăugă Gedeon Spirit, insula Lincoln nu se află la o latitudine prea înaltă, așa încât, după toate probabilitățile, iernile nu pot fi prea grele. Nu ne-ai spus, Cyrus, că paralela 35 corespunde cu aceea a Spaniei în emisfera cealaltă? Desigur, răspunse inginerul, dar și în Spania sunt ierni foarte grele și acolo ninge și îngheață. Tot la fel și insula Lincoln poate să treacă prin asemenea încercări. Totuși, fiind o insulă, sper că clima va fi mai blândă. Și de ce, domnule Cyrus, întrebă Herbert? Pentru că marea copilului meu poate fi considerată ca un imens rezervor în care se înmagazinează căldura verii. Iarna i-a restituit această căldură, ceea ce asigură regiunilor învecinate cu oceanul o temperatură mijlocie, mai puțin urcată vara, dar mai puțin scăzută iarna. Cum o fi, o să vedem, noi, răspunse Pencroff. Deocamdată un lucru este sigur, că zilele sunt scurte și nopțile lungi. Ce ar fi dacă ne-am îngrijit puțin și de problema iluminatului? Nimic mai ușor, răspunse Cyrus Smith.
De discutat, întrebă marinerul. De rezolvat. Când? Cum? Mâine vom organiza o vânătoare de foci. Vom avea lumânări de seu? Ba nu, Pencroff, lumânări de spermanțet. Acesta era proiectul inginerului, proiect ușor de înfăptuit, deoarece avea la îndemână calciu și acid sulfuric, iar grăsimea va fi furnizată de amfibiile insulei. Această convorbire a avut loc în ziua de 4 iunie și fiindcă era duminică, hotărâră cu toții să se odihnească. Toate lucrările fură amânate. A doua zi, la 5 iunie, pe o vreme destul de mohorâtă, se îndreptară spre insula cea mică. Trecură din nou canalul prin vadă în timpul refluxului și hotărâre ca într-un viitor destul de apropiat să construiască o bărcuță cu ajutorul căreia să navigheze și pe râul Mersey, când vor porni în primele zile cu vremea bună să exploreze sud-vestul insulei. Focile erau numeroase și vânătorii înarmați cu ciomegile lor ghintuite răpuse de vreo 6 dintre ele. Neb și Pencroff le jupuiră, apoi cărară la casa de granit numai grăsimea și pielea lor, urmând ca din aceste piele să-și facă încălțăminte trainică, iar cele 300 de livre de grăsime să le întrebuințeze numai la fabricarea lumânărilor. Operația fu cât se poate de simplă și cu toate că rezultatul ei nu se dovedi chiar desăvârșit, ele putură totuși să fie folosite. Întreaga muncă se termină în 24 de ore. Feștilele fură făcute din fibre vegetale. Ele nu erau atât de bune ca cele muiate în acid boric, care se consumă în întregime când ard, dar așa cum erau, aceste lumânări fură binevenite în lungile seri de iarnă. Luna următoare nu duseseră lipsă de lucru nou la adăpost. Tâmplare muncire de zor. Ei aduseră îmbunătățiri uneltelor care erau încă foarte primitive și fabricarea altele noi. Făcură chiar și farfeci cu ajutorul cărora pionierii izbutiră în sfârșit să-și taie părul și să-și potrivească barba dacă de ras încă nu putea fi vorba. Herbert și Neb nu aveau grijă bărbiritului, dar celorlalți le crescuseră niște bărbi atât de țepoase încât farfecii erau cât se poate de bineveniți. Mai multă muncă a cerut confecționarea unui fierăstrău de mână, dar până la urmă tot a izbutit să obțină o unealtă care, mânuită cu putere, le îngăduie să taie lemne. Reușirea astfel să facă mese, scaune și dulapuri cu care mobilară principalele camere, apoi făcură și patru cu saltele de iarbă uscată. Bucătăria cu polițe pe care se înșirau vasele de pământ ars, mașina de gătit din cărămiș și spălătorul aveau o înfățișare foarte frumoasă, iar Neb își îndeplinea funcțiunile de bucătar cu gravitatea unui chimist în laboratorul său. Dar în curând, în locul templarilor, intrare în acțiune dulgherii. Noua albie de revărsare, croită cu ajutorul explozivului, impunea construirea două podețe, unul pe platoul Grand View, al doilea chiar pe țără. Într-adevăr, apele își făceau acum drum, tăind de-a curmezișul platoul și plaja, astfel că se găseau în calea coloniștilor când aceștia voiau să pornească spre nordul insulei. Ar fi putut ei să iau un alt drum, dar acestea i-ar fi silit să facă un ocol prea mare, apucând-o spre vest până la izvoarele părâului roșu. Lucrul cel mai simplu era deci să construiască două podețe de trecere de vreo 25 de picioare lungime pe platou și pe plajă. Așezară doar câteva trunchiuri de copaci cioplite cu securea și în câteva zile podețele erau gata. Neb și Pencroff le și folosiră, făcând câteva drumuri până la bancul de stridit descoperit lângă dune, de unde aduseră într-un cărucior rudimentar care înlocuise vechea brancardă, ce nu era chiar atât de ușor de mânuit, câteva mii de stridii pe care le aclimatizară foarte repede printre adânciturile stâncilor care alcătuiau adevărate parcuri naturale la revărsarea râului Mersey. Aceste stridii erau de calitate foarte bună și pionierii le mâncară cu multă plăcere. După cum se vede, insula Lincoln, deși explorată numai în mică parte, reușea să mulțumească aproape toate nevoile locuitorilor ei și fără îndoială că, cercetând-o până în colțurile ei cele mai depărtate, în întreaga regiune împădurită care se întindea de la râul Mersey până la promontoriul Reptilei, aveau să descopere și alte comori. De un singur lucru duceau încă mare lipsă. Hrana azotată nu le lipsea și nici produsele vegetale necesare pentru a cumpăta consumarea acesteia. De asemenea, din niște rădăcini supuse fermentației, ei își procurară o băutură puțin acidulată, asemănătoare cu berea și desigur mai plăcută decât apa. Fabricaseră chiar zahăr, fără trestie de zahăr și fără sfeclă, culegând sucul care țâșnea din copacul zis acer secharinum. Din niște ierburi găsite în crescătoria de iepuri, izbutiseră să fabrice un ceai foarte bun. Și în sfârșit aveau la îndemână multă sare, singurul produs mineral de care nu se puteau lipsi în alimentație, totuși de un singur lucru duceau încă mare lipsă, pâinea. Pâinea le lipsea grozav. Poate că mai târziu pionierii noștri aveau să izbutească să înlocuiască acest aliment printr-unul de valoare egală, cum ar fi fost făina de sagu sau făina arborelui de pâine. S-ar fi putut ca acești prețioși arbori să se găsească în pădurile de la sud, dar încă nu deduseră de ei.
O întâmplare însă le veni în ajutor. Cyrus Smith, cu toată inteligența sa, cu toată iscusința sa, n-ar fi fost niciodată în stare să le pună la îndemână ceea ce a găsit Herbert într-o zi în căptușoala hainei sale, pe care încerca să o cărpească. În ziua aceea ploua cu găleata. Pionierii stăteau cu toți în sala mare a casei de granit, când deodată tânărul strigă: "Priviți, domnule Cyrus, un bob de grâu!" Și arătă tovarășilor săi un bob, un singur bob, care căzuse din buzunarul său găurit în căptușoala vestei. Cum de se găsea acest grăunte în căptușoala hainei lui Herbert? La Richmond tânărul creștea câțiva porumbei pe care îi dăruse Pencroff și îi hrănea cu grâu. "Un bob de grâu," se repezi la el inginerul. "Da, domnule Cyrus, dar numai unul, unul singur." "Ei, băiete," strigă Pencroff zâmbind, "mare lucru! Ce vrei să facem cu un singur bob?" "Vom face pâine," răspunse Cyrus Smith. "Pâine, prăjituri," zise marinarul, "asta e bună." "Mă tem că nu o să ne îndăpăm prea curând cu pâinea ce poate da acest bob." Herbert, care nu dădea decât foarte puțină importanță descoperirii sale, se pregătea să arunce bobul, dar Cyrus Smith îl luă, îl cercetă și recunoscu că este în stare bună. Apoi, privindu-l pe marinar drept în ochii, îl întrebă liniștit: "Pencroff, știi câte spice poate să producă un bob de grâu?" "Cred că unul," răspunse marinarul mirat de această întrebare. 10, Pencroff. Și știi câte boabe se găsesc într-un spic?" "Pe legea mea, nu." "În medie 80," spuse Cyrus Smith. "Deci, dacă semnăm bobul, vom avea la prima recoltă 800 de grăunțe, care vor produce la a doua 640.000, la a treia 512 milioane, iar la a patra mai bine de 400 de miliarde de boabe. Iată socoteala." Tovarșii lui Cyrus Smith ascultau în tăcere. Cifrele acestea îi uluiau. Totuși, le erau exacte. "Da, dragii mei," continuă inginerul, "acestea sunt progresele geometrice ale naturii îmbelșugate. Și această înmulțire a bobului de grâu e neînsemnată față de înmulțirea macului sau a tutunului. Dacă aceste plante nu ar fi distruse din când în când, stăvilindu-se înmulțirea lor, ar acoperi tot globul pământesc." Dar inginerul nu terminase cu întrebările. "Și acum, Pencroff," urmă el, "știi câte bani ți înseamnă 400 de miliarde de grăunțe?" "Nu," răspunse marinarul, "dar ceea ce știu e că sunt un prost." "E bine, află că mai mult de 3 milioane de banițe." "3 milioane?" strigă Pencroff. "3 milioane? În 4 ani?" "În 4 ani," răspunse Cyrus Smith. "Și chiar în 2 ani. Dacă lucrurile merg bine, vom putea să obținem în această climă 2 recolte pe an." Ca de obicei, când voia să-și arate bucuria, Pencroff izbucni și de data aceasta în urale puternice. "Așa că tu," adăugă inginerul adresându-se lui Herbert, "ai făcut o descoperire foarte importantă pentru noi. În împrejurările în care ne aflăm, totul, dragii mei, totul poate să ne folosească. Vă rog să nu uitați acest lucru." "Nu, domnule Cyrus, nu vom uita," răspunse Pencroff, "și dacă voi găsi vreodată vreun grăunte de tutun care se înmulțește atât de uluitor, vă asigur că n-am să-l arunc. Și acum, ce avem de făcut?" "Acum să semănăm acest bob," se grăbi Herbert să spună. "Da," adăugă Gideon Spilett, "hai să-l punem în pământ și încă dându-i toate onorurile, căci în el se află viitoarele noastre recolte." "Numai să încolțească," spuse marinarul. "Va încolți," răspunse Cyrus Smith. Era în 20 iunie, tocmai timpul potrivit ca să semne acest unic și prețios bob de grâu. La început s-au gândit să-l pună într-un ghiveci, dar după o mai adâncă chipzuință, se hotărâră să-l încredințeze naturii, îngropându-l în pământ, ceea ce făcură chiar în aceea zi, luând toate măsurile pentru ca operația să izbutească. Deoarece vremea se mai înseninase, s-a urcat pe platou unde au căutat un loc potrivit care să fie ferit de vânt, dar încălzit de razele soarelui de amiază. S-au apucat să curățe și să privească ogorul, alungând sau strivind toate insectele sau larvele care ar fi putut primejdui dezvoltarea bobului de grâu. Apoi, cu multă grijă, au așternut un strat de pământ gras amestecat cu var. Mai făcură și un mic gard și abia după toate acestea au sădit unicul bob de grâu în pământul reavăn. Văzându-i, îți făcea impresia că pionierii noștri puneau piatra fundamentală a unei clădiri. Pencroff și-a amintit de ziua în care aprinsese cu atâta grijă ultimul lor chibrit. Dar de data aceasta lucrul era mult mai important. Într-adevăr, oricând întreprinzătorii noștri pionieri ar fi putut să-și facă rost de foc printr-un mijloc oarecare, dar nicio putere omenească nu ar fi putut înlocui acest bob de grâu dacă din nenorocire el ar fi pierit. Capitolul 21. Câteva grade sub zero. Explorarea părții mleștinoase din sud-estul insulei. Vulpile. Vedere spre mare. Se vorbește de viitorul Oceanului Pacific. Munca neîncetată a infuzorilor. Viitorul globului pământesc. Vânătoare. Mlaștina raților sălbatice.
Din clipa în care a fost semănată bobul de grâu, nu trecea nicio zi fără ca Pencroff să nu viziteze ceea ce el numea foarte serios lanul de grâu. Și vai de insectele care se abăteau pe acolo, nicio milă pentru ele. Pe la sfârșitul lui iunie, după niște ploi care nu se mai terminau, timpul se răci simțitor și în ziua de 29, un termometru Fahrenheit ar fi înregistrat desigur 20 de grade deasupra lui zero, 6,67 centigrade sub zero. A doua zi, la 30 iunie, dată care corespunde cu 31 decembrie din emisfera boreală, cădea într-o vineri. Neb făcu observația că anul se sfârșește cu o zi urâtă, iar Pencroff îi răspunse că cel următor va începe cu una frumoasă, ceea ce e mai bine. În orice caz, anul începu cu un ger nepraznic. La gura râului merse să aduna răsloiul și curând gheața se întinse pe toată suprafața lacului. Provizia de combustibil trebuie să fie reînnoită de câteva ori. Pencroff, încă înainte de îngheț, cărase multe lemne în magazie, folosind curentul neobosit al râului care le împingea pluta. La acest combustibil, dărui din belșug de pădure, adăugare câteva transporturi de cărbune aduși de la poalele muntelui Franklin. Când temperatura a scăzut până la minus 13 grade, căldura puternică a cărbunelui fu binevenită. Clădiseră și a doua vatră în sufragerie, unde își vedeau acum toți de lucru. În timpul cerului, Cyrus Smith fu foarte mulțumit de ideea pe care o avusese, aducând de la lacul Grant la casa de granit un mic șuvoi de apă care se strecura pe sub ghețuri și trecând prin vechiul canal ajungea la rezervorul pe care l-amenajaseră înăuntru lângă magazie. În epoca aceea, timpul fiind foarte uscat, pionierii se îmbrăcară cât mai călduroși și hotărâre să sacrifice o zi explorând partea insulei cuprinsă între sudul râului Mersey și capul Ghearii. Acolo se afla un ținut înlăștinos și destul de întins, unde probabil că era din belșug vânat cu pene. Pentru a ajunge în acest ținut, trebuiau să străbată 8 până la 9 mile la dus și tot atâtea la întors. După calculele lor, le-ar fi trebuit o zi întreagă. Și cum era vorba de explorarea unei părți necunoscute insulei, se hotărâră să meargă cu toții. Astfel, în zorii zilei de 5 iulie, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Herbert, Neb și Pencroff, înarmați cu ciomege, lațuri, arcuri, săgeți și încărcați cu provizii, părăsiră casa de granit însoțiți de top care zburda tot timpul înaintea lor. Luară calea cea mai scurtă trecând râul Mersey pe gheață. Dar, observă pe bună dreptate reporterul, care călca cu băgare de seamă, gheața aceasta nu poate înlocui un pod serios. Așadar și construirea unui pod serios fu trecută pe lista lucrărilor viitoare. Pentru prima oară, pionierii pășeau pe malul drept al râului Mersey, aventurându-se în mijloc minunatelor conifere uriașe acoperite de zăpadă. Dar nu făcuseră nicio jumătate de mile când, dintr-un desiș, se ivi o familie de patrupede care își alesese acolo domiciliul și care fusese pusă pe fugă de lătratului top. Ah, parcă ar fi vulpi, strigă Herbert când le văzu fugind. Erau vulpi, dar niște vulpi foarte mari care scoteau un fel de lătrat de care top se sperie. Câinele se opri din goană, astfel că animalele avură răgat să se facă nevăzute. Top avea și de ce să fie mirat. El nu cunoștea zoologia. Dar după lătratul lor, Herbert recunoscuse aceste vulpi cenușii roșcate cu coada neagră și cu smoc alb în vârf, amintindu-și că trăiesc în Chile, în insulele Maluine și în toate ținuturile americane străbătute de paralelele 30-40. Lui Herbert îi păru rău că tot nu prinsese una din ele. Sunt bune de mâncat? Întrebă Pencroff, care nu considera fauna insulei decât din acest punct de vedere. Nu, răspunse Herbert, dar zoologii n-au stabilit încă dacă pupila acestor vulpi este diurnă sau nocturnă și dacă ar trebui să fie clasificate în familia câinelui sau în alta. Cyrus Smith zâmbi la auzul observațiilor făcute de băiat, observații care dovedeau multă seriozitate. În ceea ce îl privea pe marinar, de vreme ce aceste vulpi nu se puteau mânca, ele nu prezentau o importanță prea mare. Totuși își exprimă părerea că atunci când curtea casei de granit va fi populată de păsări, vor trebui să ia măsuri împotriva unor vizite nocturne ale acestor primejdioase animale de pradă, lucru cu care fiecare fu de acord. La ora 8 dimineața, după ce ocoliseră capul Epavei, pionierii ajunseră pe o plajă întinsă la marginea mării. Cerul era senin, cum se întâmplă de multe ori pe ger, dar încălzise de drum, Cyrus Smith și tovarșii săi nu simțeau prea mult frigul. De altfel, vântul nu sufla, lucru care face mai suportabilă o temperatură scăzută. Soarele tocmai se înălța deasupra oceanului și discul său uriaș apărea la orizont. Dar, din păcate, razele lui nu încălzeau. Marea era liniștită și albastră ca un golf. Cerul era senin.
Capul Gary se încovoia ca un iatagan cu vârful adus la vreo 4 mile spre sud-est. În stânga, în capătul laștinii, se desfășura o mică ieșitură de pământ pe care razele soarelui tocmai aruncau o dungă de foc. Fără îndoială că în partea aceasta larg deschisă a Golfului Uniunii și care nu era ocrotită nici măcar de un banc de nisip, vapoarele împinse de vânturile de est n-ar fi găsit adăpost. După liniștea mării, netulburată de niciun curent, după culoarea sa uniformă, nepătată de nicio nuanță gălbuie, în sfârșit după lipsa oricărei stânci, își dădu seama că în aceste locuri oceanul era foarte adânc. În fund, spre apus, la vreo 4 mile departare, se deslușau contururile primilor copaci din pădurile Far West. Ținutul semăna cu țărmul pustiu al vreunei insule din regiunile antarctice, năpădită de ghețuri. Pionierii se opriră pe țărm ca să ia masa. Aprinseră un foc de algi și de ierburi uscate și nebele pregăti gustare alcătuită din carne rece și din ceiul ce-l luaseră cu ei. În timp ce mâncau, examinau priveliștea din fața lor, care le arăta că în această parte pământul insulei Lincoln era într-adevăr sterb, contrastând cu regiunea dinspre apus. Aceasta l-a făcut pe reporter să observe că dacă balonul i-ar fi lăsat din întâmplare la început pe această plajă, ei și-ar fi făcut desigur o părere cu totul greșită despre ținuturile unde se stabiliseră mai târziu. Cred chiar că n-am fi putut niciodată să atingem țărmul, răspunse inginerul, căci marea este adâncă și n-am fi întâlnit nicio stâncă de care să ne agățăm. În fața casei de granit, cel puțin, erau bancurile de nisip și o mică insulă care ne-au mărit posibilitățile de salvare. Aici însă ne-ar fi înghițit marea. Ceea ce este ciudat, observă Gedeon Spilett, e că insula noastră, deși destul de mică, are un sol atât de variat. Această diversitate este de obicei o însușire a continentelor mai întinse. Partea apusană a insulei Lincoln, atât de bogată și fertilă, seamănă cu Golful Mexicului, iar țărmul de nord parcă se întinde de-a lungul unei mări arctice. Ai dreptate, dragă Spilett, răspunse Cyrus Smith. Aceeași observație am făcut-o și eu. Această insulă este misterioasă, atât în ce privește forma, cât și în diferitele aspecte naturale. Pare a fi o parte a unui continent și m-ar mira să nu fi fost așa odinioară. Ce? Un continent în mijlocul Pacificului? Strigă Pencroff. De ce nu? Răspunse Cyrus Smith. Nu mi se pare deloc de necrezut ca toate insulele de la suprafața acestui ocean să nu fie altceva decât creștetele unui continent, astăzi dispărut în fundul mării, dar care se ridica deasupra apelor în epoca preistorică. Ca altădată legendară Atlantidă, murmură Herbert. Da, copilul meu, dacă vrem să credem că Atlantida a existat vreodată. Și insula Lincoln să fi făcut parte dintr-un astfel de continent? Întrebă Pencroff. Mai mult ca sigur, răspunse Cyrus Smith. De altfel, acest fapt ar explica și mulțimea felurilor de produse pe care le întâlnim la fiecare pas. Și încă ceva, numărul mare de tot felul de animale care populează insula, spuse Herbert. Da, copilul meu, răspunse inginerul, tu îmi dai un argument nou în sprijinul presupunerii mele. Este adevărat. După câte am putut vedea până acum, pe această insulă trăiesc numeroase animale și ce e mai ciudat, ele sunt din specii diferite. Asta mă face să cred că insula Lincoln a făcut parte odinioară dintr-un mare continent care încet încet s-a scufundat în apele Pacificului. Așadar, într-o bună zi, răspunse Pencroff, care nu părea prea convins, și ceea ce a rămas din acest vechi continent ar putea să dispară, nemai rămând între America și Asia decât oceanul. Nu tocmai așa, răspunse Cyrus Smith, fiindcă se vor ridica noi continente pe care miliarde de miliarde de animale microscopice le clădesc chiar în această clipă. Ce mai sunt și aceste animale? Întrebă Pencroff. Infuzorii mărgeanului, răspunse Cyrus Smith. Ei au ridicat printr-o muncă neîntreruptă insula Clermont-Tonnerre și toate insulele coralifere ale Oceanului Pacific. 47 de milioane de infuzori cântăresc cam cât un bob de grâu și totuși cu sărurile marine pe care le absorb, cu elementele solide din apă pe care le asimilează, aceste ființe microscopice produc calcarul care la rândul său dă naștere unor uriașe straturi submarine a căror soliditate se aseamănă cu a granitului. Pe vremuri, în primele timpuri ale formării pământului, natura făcea aceste transformări cu ajutorul vulcanilor. Astăzi însă, vulcanii care mai acționează în interiorul globului sunt mai rari și mai puțin puternici. De aceea, natura folosește la transformarea globului pământesc animalele microscopice de care am pomenit. După părerea mea, vor trece veacuri după veacuri și generațiile de infuzori se vor succeda mereu, iar la un moment dat, în locul Pacificului se va ridica un continent întins pe care alte generații de oameni îl vor civiliza. Dar asta durează, spuse Pencroff.
Natura nu se grăbește, ea are timpul de partea ei, răspunse inginerul. Dar pentru ce să apară alte continente, întrebă Herbert. Doar actuala întindere a ținuturilor care pot fi populate ajung omenirii și natura nu face nimic de prisos.